viață există legi, în dezvoltare există legi. Dacă vrei să înveți și să te dezvolți, trebuie să fii un bun observator, să analizezi bine lucrurile și să acționezi decisiv, pentru ca aceste legi să lucreze în favoarea ta și nu împotriva ta. Persoanele cu cele mai mari realizări de pe acest pământ acordă o mare atenție legilor dezvoltării și succesului, așa că nu numai că realizează mai mult, dar și trăiesc o viață mai bogată, o viață mult mai plină. Iată cele 4 legi ale dezvoltării personale. Fii foarte atent, ascultă cu mare atenție, ia-ți notițe și acționează. Numărul 1. Vorbește mai puțin. Numărul 2. Ascultă mai mult. Numărul 3. Reacționează mai puțin. Numărul 4. Analizează mai mult. Acum, ascultă cu atenție. Vom vorbi despre fiecare lege în parte, de ce sunt importante și cum să le aplici în viața ta. Numărul 1. Vorbește mai puțin. Lasă rezultatele să vorbească în locul tău. Nu trebuie întotdeauna să le spui tuturor ce faci sau ce plănuiești să realizezi. Lasă-ți rezultatele să vorbească. Oamenii te vor observa și te vor respecta mai mult dacă îți vor vedea rezultatele înainte să-ți audă planurile. Majoritatea oamenilor de succes vorbesc mai puțin și muncesc mai mult. Aceștia vorbesc mai puțin și realizează mai mult. Rare ori vei găsi un bărbat sau o femeie de succes care va vorbi mai mult decât a realizat. De fapt, dacă stai să te gândești mai bine la cât de ridicol sună acest lucru, îți vei da seama că e imposibil. Cum poate fi cineva considerat măreț dacă vorbele îi depășesc acțiunile, dacă rezultatele sunt mai puține decât cuvintele lor? Aceasta nu este măreție, este ignoranță și aroganță. Vorbește mai puțin, acționează mai mult, lasă-ți rezultatele să vorbească. Numărul 2. Ascultă mai mult. Nu poți învăța dacă nu asculți, nu te poți dezvolta dacă nu înveți. Așadar, învață să asculți mai mult, învață să asculți mai bine, mai atent. Ascultă cu scopul și intenția de a învăța ceva. Dacă ești serios și intenționezi cu adevărat să-ți faci viața cât mai frumoasă posibil, trebuie să accepți ideea că ai de învățat continuu. Să fii un student al vieții. Ar trebui să fii la fel de dedicat curiozității ca un copil, acea curiozitate și prezență care îți va permite să observi lucrurile pe care alții nu le observă. Și acest lucru îți va oferi un avantaj. Respectă sfaturile celor mai buni profesori și învață din eșecurile celor mai slabi. Chiar poți învăța cu adevărat de la fiecare, din cele mai mari eșecuri și din cele mai mari realizări. Fii atent, ascultă mai mult, pentru a însemna mai mult. Numărul 3. Reacționează mai puțin. Cu cât mai puțin reacționezi, cu atât poți răspunde mai bine. Nu te grăbi să tragi concluzii sau să lași emoțiile să te copleșească. Trebuie să-ți disciplinezi emoțiile și reacțiile față de fiecare persoană și circumstanță din viața ta. Disciplina îți dă putere și acest lucru este valabil mai ales când vine vorba de controlul emoțiilor tale. Există un citat important care spune: una dintre cele mai bune lecții pe care le poți învăța în viață este să stăpânești cum să rămâi calm. Când totul îți pare prea greu, rămâi calm. Când totul arată prea bine, rămâi calm. Nu exagera cu reacțiile, nu exagera cu celebrarea reușitelor. Fii un maestru al calmului. Păstrează-ți calmul în orice împrejurare. Privește fiecare situație în mod obiectiv și calm, astfel încât să poți răspunde în mod eficient. Există o vorbă: învață să-ți controlezi emoțiile, pentru că dacă nu o faci, dușmanul tău le va folosi împotriva ta. Numărul 4. Analizează mai mult. Cu cât vei analiza lucrurile mai îndeaproape, cu atât le vei înțelege mai bine. Și cu cât le vei înțelege mai bine, cu atât deciziile tale vor fi mai bune. Acordă o atenție deosebită celor pe care îi admiri, oamenilor care duc o viață similară celei pe care vrei să o trăiești tu. Acordă o atenție deosebită învățăturilor pe care îți dorești să le stăpânești, principiilor după care vrei să te ghidezi în viață, abilităților și obiceiurilor pe care îți dorești să le dezvolți. Analizează ce funcționează și ce nu funcționează în viața ta. Fii atent și analizează-te pe tine însuți, cum te simți fizic și moral după fiecare eveniment și circumstanță prin care treci. Analizează, evaluează și fă schimbările potrivite. Și în sfârșit, principiul de dezvoltare pe care toată lumea ar trebui să-l adauge la această rețetă:
acționează mai mult. Așa cum marele clasic Goethe a spus, nu e destul să știi, trebuie să și aplici. Nu e destul să vrei, trebuie să și faci. Dacă îți dorești ceva în viață, să știi că nu vei obține nimic dacă vei sta cu mâinile în sân. Ridică-te, ieși din acea stare de confort și obține tot ce îți dorești. Ia deciziile corecte și fă tot ce-ți stă în putere pentru a-ți atinge visele.